Salut, camarați, bună dimineața! De fapt, e aproape 12, mănânc, iau micul dejun la 12. Uite, mi-am făcut și eu două ușoare fierte, moi, a ieșit. Am dat pe la piață să-mi cumpăr o varză acră, uite aici, că vreau să mai fac bine niște purceluși cu varză la cuptor, că mi-a plăcut. Mai mi-am luat un litru de suc de mere, vă recomand, beți suc de mere, are potasiu, e foarte sănătos și foarte important. Mi-am luat un kil de mălai de la o băbuță să fac mămăliguță, să mănânc cu varză și cu purceluși. Îmi prăjesc 3 feluțe de pâine de grâu și am 2 kiwi ca desert. Deci asta e masa de prânz, că trebuie să iau pastilele antiinflamante, să mi s-a mai desumflat obrazul aici, dar e cam frig afară. Îmbrăcați-vă bine care ieșiți pe afară sau care trebuie să ieșiți, că e foarte frig. Se pare că e un fel de ciclon, uragan, o urmă din el care mai ajunge și pe la București. Deci aveți grijă că pe munți, pe undeva, pe munți și pe nord, și că e frig și a căzut zăpada. Așa, și acum când am venit de la piață, era frică, am fost să plătesc chiria, știi, să scap de o grijă. Am vorbit cu o femeie să-mi aducă și mie și lui camaradul Florin o bucată așa de șorici miercuri, să ronțăim și noi acolo, de poftă, știi, că... Nu, sper că e bine făcut, dacă nu trebuie să-l bag la cuptor, să-l moi. Dar mâncăm și noi, ciugulim așa, ciupim din orice. Deci v-am zis, sunt mulțumit că mi-am plătit chiria, acum până pe 22 ianuarie stau și-o liniștit. Am cam tot ce-mi trebuie în casă, am și cartofi, am varza asta, stai că s-au făcut pâinica. Două felițe de pâinică prăjită, acum pun uleiaș de la Grecotei, știți? Extra virgin de la Grecotei cu nas subțire, știi? Extra virgin, ulei de măsline, știți? Foarte sănătos, vă recomand. Nu mai mâncați prostii. Când gătiți, nu puneți mult ulei. De ce eu așa fac? Nu pun mult ulei și când pun în farfurie, pun o lingură de ulei ăsta de măsline peste el, știți? Și e foarte sănătos. Stai să mai bag o felie de pâine la prăjit. Ca să am ceva în burtică, după aia să pot să iau pastilele, știți? Așa, o să mănânc astea două ușoare moi, fierte, și 3 felițe de pâine și un pic de suc de mere, mai am de el un pic de suc de mere aici, potasiu, nu țineți minte, nu? Și am și 2 kiwi, vitamina C, care nu îngroașe sângele. Nu luați portocale, lămâi, că așa dă poftă poate, una, două, dar nu luați pentru că alea îngroașe sângele. Hai că mă apuc și eu să mănânc, dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună. Am o mașină de spălat, trebuie să dau drumul să-mi spăl și eu rufele. Astăzi nu mai gătesc ca mâncare, mai am puțină mâncare de castraveți de la Ruxandra. Și mai am și un pic de tocăniță de el, deci numai diseară o să pun niște carne la fier pentru mâine să bag la cuptor pe varză, știți, o să vă filmez în direct. Am și 2 piciorușe care le-am fiernițele, le bag și pe alea la cuptor, că nu mai fac piftie. Am vorbit cu o femeie să-mi aducă și mie un castronaj de piftie și aia este, ca să-mi fac poftă. Hai, dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună, vă doresc o duminică fericită, în armonie, iubiți-vă, pupați-vă, stați de vorbă, beți o bere, mâncați o flecă, că nu suntem mult pe aici și vedeți, trăim vremuri vitrege și periculoase. Vă pup cu drag, camarați, pa!